Nu știu dacă e bine să citesc indicatorii, dar vă spun că i-am depășit pe toți. Atât indicatorii tehnici, cât și indicatorii economici. Pe noi, în primul rând, ne interesează indicatorii tehnici, adică de a asigura gestionarea durabilă a pădurii românești, a fondului forestier, atât de stat, cât și fondul forestier privat, prin care avem contracte de administrare și de pază. Vă spun că și datoria mea ca manager față de personal este îndeplinită 100%, că nu poți să o depășești, da? Atât salarii, retribuții, tichete de masă și tot ce prevede contractul colectiv de muncă am asigurat către colegii și salariații acestei direcții silvice. Vă spuneam, și la minus 20 de grade și la plus 35 de grade, noi silvicultorii suntem obligați să ne facem meseria. Depindem de vreme 99%, adică toate activitățile depind de starea vremii, 1% fiind activitatea de birou, adică decentralizare și prelucrare a datelor culese din teren. Lucrările de sezon la această oră sunt întreținerea plantațiilor, descopleșiri, mai puțin mobilizări, teri de îngrijire, curățiri, rărituri, reparații drumuri forestiere, întrețineri pepiniere și de luna viitoare intrăm și cu o lucrare extraordinar de importantă, care la Direcția Silvică Dâmbovița îi acordăm importanță deosebită. Avem în fiecare an 1000 de hectare de ajutorare a regenerării naturale, ce vă spuneam eu, de a ajuta și promova arboretele din sămânță. Și eu zic că suntem printre direcțiile cu cele mai valoroase arborete de vercine, gorun și stejar pedunculat. Față de anul trecut, volumul tăierilor în delict a scăzut cu 104 metri cubi. Vreau să mulțumesc și pe această cale jandarmeriei și poliției pentru sprijinul, chiar și gărzii forestiere, care ni-l acordă în lupta împotriva sustragerilor ilegale de material lemnos. Față de anul trecut, volumul tăierilor în delict a scăzut cu 104 metri cubi, ceea ce înseamnă 12%, de la vreo 870 de metri cubi la 700 și vreo 75 de metri cubi. Vrem să eliminăm definitiv aceste sustrageri. Părerea mea că este greu, atâta vreme cât coeficientul de sărăcie nu este deloc de neglijat în zona rurală. Prezentăm o zi normală de lucru din activitatea noastră. Vă spun sincer că ceea ce veți vedea astăzi, noi facem în fiecare zi, nu este nicio pregătire specială, n-am adus forțe suplimentare sau... Efectiv, asta lucrăm, asta în fiecare zi. Putem merge în alte zone unde avem mult mai mulți oameni, dar am ales un traseu să fie un timp cât mai scurt, să ne desfășurăm repede activitatea, să vedeți cât mai multe activități de sezon pe raza locului nostru. Pădurea reprezintă principala sursă de oxigen a populației, iar pentru a păstra această oază verde sunt necesari ani de activitate. Putem intra două, chiar și trei intervenții. Nu trebuie scăzută consistența sub 0,8, adică nu e așa simplu. Cât are pădurea asta de aici? Câți ani? Ca vârstă? 20 de ani, 15-20 de ani. Iar consistența este 0,9 spre 1. Deci când aproape nu intră soarele, când coronamentul este în procent de 80%, așa, e consistență 1. Deci tipic de curățire. Am efectuat ca lucrare o mobilizare a solului în jurul puieților. Acum se execută descopleșirea de specii ierboase aici. În partea de jos avem și specii ierboase și lemnoase. Plantația, să știți că nu merge bine. Deci nu vrem să vă arătăm numai lucruri bune. Pentru că suprafața este o fostă bată de sondă. Deci în vremuri aici au fost niște scurgeri, a fost o sondă
acolo. Ca atare, în astfel de suprafețe, ne luptăm foarte greu cu plantațiile, dar reușim. Reușim să facem plantație. Salcâmul, plantații cu salcâm în 3-4 ani închide starea de masiv, aici nu garantăm. Deci o să investim. Deci mult mai mult.